când am fost în liceu, vedeam foarte multe filme pe VHS, pe video. Erau foarte multe filme americane, serie BC sau filme din Hong Kong, filme de arte marțiale. My first movie. Cred că am văzut, aveam câțiva ani și am văzut Spider-Man la un cinema din Vaslui. Știu că eram pe primul rând și vedeam ecranul foarte deformat. Că eram undeva într-un colț, în primul rând, și nu prea am înțeles nimic din film. Dacă aș vrea să fiu personaj principal într-un film european, poate Ochii Negri al lui Mihalkov. Ochii Ciorne, Mihalkov film. Ar fi ceva, cred că, Reconstituirea de Lucian Pintilie. No? It was Fructe Sălbatice. De Ingmar Bergman. Deci, în 1999 am văzut o emisiune la un post local din Vaslui, în care trei personaje se întrebau dacă a fost sau nu revoluție în orașul meu natal. Și m-a impresionat foarte mult emisiunea aia, mi-a rămas în minte și după 5-6 ani am început să scriu scenariul acestui film. Personajele au fost cumva inspirate din personajele reale și am avut tot timpul în minte o imagine sau un sentiment că erau ca trei personaje cumva care așteptau un tren și într-o gară mică și trenul ăla nu mai venea, cam asta a fost sentimentul sau ideea din spatele acestor personaje.